Consilierul tehnic al echipei de handbal SCM Râmnicu-Vâlcea, Petre Berbecaru, prezent la emisiunea Săptămâna Sportivă, realizată de Sidonia Iancu la televiziunea BTV, a declarat că jocul și deplasarea de la Baia Mare nu au fost deloc ușoare pentru municipale, iar la Mina Aur doar CSM București ar mai putea învinge. Meciul de la Baia Mare a fost un meci foarte dificil și foarte greu, îmi pare rău că n-a fost televizat. Echipa din Baia Mare este o echipă puternică și care, pe măsură ce va trece timpul, își va spune cuvântul și cred eu că poate în afara CSM-ului, nu știu dacă va mai câștiga cineva acolo. Și Baia Mare, așa cum știți, este un oraș cu tradiție în handbal. Chiar dacă are o echipă tânără, Gheorghe Tadici nu se va preda ușor la Râmnicu-Vâlcea, lucru recunoscut și de conducerea tehnică a vâlcencelor. Întâlnim o echipă ambițioasă cu un antrenor care dorește să confirme. E drept, o echipă tânără, o cunoaștem foarte bine, ne cunoaște și el, dar cred că va fi un meci de calitate și ar fi păcat să îl rateze. Cuvântul de ordine la noi este să uităm ce a fost. Și cel mai greu meci este următorul. Deci următorul meci este cu Zalău. Deci este cel mai greu meci. Asta știu jucătoarele, asta știu antrenorii și asta trebuie să facă, să se pregătească pentru cel mai greu meci. Sunt profesioniste, să știți că la ora actuală, când noi suntem în emisiune, ele sunt la stadion și fac recuperare. Se recuperează după efortul mare care l-au depus în timpul jocului și după drumul foarte dificil și lung care l-au făcut astăzi. Mă bucură treaba asta, că sunt conștiente și că sunt, din acest punct de vedere, profesioniste. Normal, mâine două antrenamente, poi mâine unul și așteptăm cu încredere pe maestru Tadici. Petre Berbecaru își dorește ca la derbiul cu CSM București din etapa a 5-a să abordeze partida din postura de lider al ligii. Nu vreau să anticipez. Va fi un meci care trebuie să-l tratăm de la început serios, să-l ținem sub control și să luăm obligatoriu punctele. Vă dați seama că urmează o întrerupere unde noi avem foarte multe jucătoare chemate la echipele naționale. Vom rămâne cu 4 sau 5 jucătoare care nu pleacă la naționalele lor, că și jucătoarele străine care le avem, aproape toate sunt convocate la echipele naționale ale țărilor lor. Și vă dați seama ce propagandă și ce frumos ar suna ca în etapa 5-a, când noi jucăm la București cu CSM-ul, toată presa, dumneavoastră, presa vorbită, dar și cea scrisă, să spună că se întâlnesc primele două clasate. Liderul, mi-aș dori să rămânem lider până atunci, suntem la golaveraj și cu puntaj maxim, întâlnește locul 2. Ce frumos! Frumos și ar fi o reeditare a jocului din Supercupă. Vrem să uităm jocul ăla. Sunt convins că CSM-ul ne va aștepta în alt fel. Nu ne vor mai trata cu ușurință și vor încerca să-și ia o revanșă. Dar și noi ne pregătim să facem față acestui joc și să onorăm telespectatorii, pentru că meciul va fi televizat, care se vor uita la acest joc de handbal. Jocul cu HC Zalău se va disputa joi 20 septembrie de la ora 18 în sala sporturilor Traian din Râmnicu-Vâlcea.